Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! De ce a dat-o afară din serial mai târziu și a dus-o pe această sărmană femeie care se face doar de rușine după aspectul frumos și actoria perfectă a Halil? Nu e în regulă să spui minciuni pentru că Sila probabil nici măcar nu vorbește cu tipul, ceea ce ar fi rezonabil. Este un mare admirator, este iubire infinită, este realitatea si Halil si Sila sunt un cuplu minunat. Si ei iubesc cu multă pasiune si te voi iubi mereu. Vă doresc cele mai bune felicitări, cuplu frumos. De câte ori i-a propus Halil lui Sila pe câte inele și rochii a cumpărat pentru Sila de pe. Dar a durat 2 ani si doar minciuni si înselaciuni, cum nu s-a saturat omul asta de minciuni. Este cea mai lipsită de scrupule pe care am întâlnit-o vreodată pe care este prințesa fanilor de mn, super talentată, foarte frumoasă, cel mai bun artist al Turciei, adeptul seriei Emanet, actorii foarte frumoși, foarte buni, în special Sila Halil, ador sentimentul pe care le reflectă această iubire intensă și pură. Punct. Sunt îndrăgostit de acea iubire frumoasă. Te felicit pentru un serial atât de spectaculos, foarte frumos, toti se comporta foarte bine, mai ales Tanara și Tanarul, fac un cuplu grozav. Doamne să binecuvanteze, sper ca împreună în viața reală să fie spectaculosi. Sunt atât de fericit că, dacă aș putea, le-aș îmbrățișa și le-aș dori, urea, tot sentimentul că merită Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dar nu Halil este cel care spune asta, ci un blogger, nu confundați și numiți un actor minunat și o persoană bună. Casa de piatra, fericire maximă și mult noroc, o casă plină de copilași sănătoși le doresc, sunt superbi și profesioniști, mi-a plăcut să știu că se căsătoresc. Bine că a fost un cadou de Crăciun să primesc această veste. Serialul este spectaculos și foarte real, mă face fericit și vreau să se căsătorească în viața reală. Sunt foarte dragut, îi iubesc, m-am săturat să dezvălui o zi că sunt împreună în aceeași zi în care sunt deja despărțiți, ar trebui să o dezvăluie cu siguranță pentru că îi obosește pe fanii. Ea este prea tânără și cochetă, își urăște îmbrăcămintea sucară. Cum poate Halil să trăiască cu asta, dar sunt de acord cu îmbrăcămintea care să acopere corpul în loc de sunii petrecute, bumzi goale, picioare goale, machiaj gros. Este șocant de ce trebuie să se machieze și să nu aibă haine pe ea. Asta e din spate în față. Băiete, sper că Halil va reuși, ea o va părăsi într-o zi pentru a avea băuturi cu fetele ei. Ei bine, dacă vrea Dumnezeu și fac o casă bună. Fac un cuplu frumos ca au multei osusitos. Cele mai bune urări pentru cuplul anului din Istanbul, să nu ajungă în cuplu. E adevărat că Halil are multe soții în viața lui. Dacă e adevărat că te iubeste, te rog, a trecut mult timp de când s-a anunțat relația frate și vrea să se căsătorească, te rog. În viața lui este Nanuca, sora mea. Julia Dicheni, tucedural, ece, Olga un fotograf, Esra un doctor Nazmie. I cel mai recent Mahassine Merabet, eroina din seria Esaret. E un model din Spania. Nu ca o iubesca, ci o adora. Acum îl face ei. Nu te îndoi despre asta. Punct. Dragostea lor este eterna dacă nu se casatore. Te cus la, atunci se va casator cu persoana aleasă de familia lui, ar putea fi doar pentru a avea un copil? Ia fi tata, după părerea mea, este ca cum ar fi într-un magazin de dulciuri, nu cred că o va face vreodată. Mult? Te cu o singură femeie, poate. A este el nu m-a interesat prea mult, de cele mai multe ori o vad sau citesc despre protagon. Ti principal, am dreptate, oricât de frumos este, totul are o limită, este un mare actor, nu exista nicio îndoială. Am de gând să mă opresc aici ca să nu rănesc pe nimeni. Dezamăgire totală a for? Al iubesc ca nimeni până acum, e păcatul lui dacă o iubesca? I se prefaca, de? I cred destinul lor prima adus împreună? Toată via? A lui Halil este doar un spectacol, se iube? Te doar pe sine? I folose? Te doar nenumăratele femei pentru ego-ul sau? Mai bine dacă o lasa pe Sila singura, ea nu merita să fie tratată.
existam ca o inimă atât de mare în această inimă, exista o iubire în această inimă, ar explica de ce nu s-a putut căsător pentru că a fost căsătorit cu Divor? Atac Ali, dar ai căzut atât de jos, cred că nu o iube? Te ca pe o femeie, o vede ca pe o prietenă sau partenera. Această creatură frumoasă a fost folosită în cel mai brutal mod de către Halil, dar totul se întoarce. I-a început să se întoarcă la el. Asta este diferent? A dintre Sila? Halil. Halil este un bărbat bun, dar are un mare defect pe care nicio femeie nu-l poate accepta. Sunt multe femei celebre care sunt iubitele lui Halil, ca să nu mai vorbim de multe altele care stai la umbra niște stiri pe placul celor cărora Halil le sta ca un ghimpe în talpa. Din toate comentariile denigratoare la adresa lui Halil și laudative la adresa Silei, s-au scos aceste stiri. Halal de asemenea stiristii. Dacă nu ar exista Sila și Halil, ce actori ar fi atât de discutati, de aproape un an de zile? Si comentariile sunt acelea si, fără număr, neschimbate, făcute de acelea si persoane. Halil erau, Sila e bună. Buna sa. Altceva, noutati? Cati copiară Halil, Catena veste, Sila e o sfantă, e cea mai bună actrița din lume, cea mai talentată, cea mai dintre cele mai? Cred că dacă ar citi acestii actori ce comentarii se fac de atâta timp, ar spune că cei care comentează o fac din lipsa de ocupație, la început s-ar indigna, apoi ar râde, și apoi ar ignora. Inclusiv eu citesc aceste stiri, ca să vad pana unde merge prostia. Pa!